Povestea începe cu atmosfera unui meci de MMA între Thomas și un luptător pe nume Conrad. Pe măsură ce prima parte se apropie de final, cu Thomas controlând meciul și încolțindu pe Conrad în mai multe rânduri, cineva apare pentru a schimba băutura lui Thomas, care se află la marginea arenei de luptă. Fără să știe de schimbare, Thomas consumă băutură în timpul pauzei. La începutul celei de-a doua reprize, Thomas se simte bruz rău și este dezorientat, ceea ce îi permite lui Conrad să lovească de mai multe ori și să preia controlul luptei. Antrenorul lui Thomas cere ca meciul să fie oprit, dar rugămințile sale sunt ignorate. În cele din urmă, Thomas pierde lupta. Șase luni mai târziu, Thomas lucrează ca gen de securitate într-un bar deținut de familia sa și condus de fratele său mai mare Victor. Într-o seară, Thomas se confruntă cu un reper obraznic și deranjant pe nume Stepidi, cerându-i să plece deoarece comportamentul său îi face pe ceilalți clienți să se simte inconfortabil Stepi nu ține cont de cererea lui Thomas și ordonă gărzii sale de corp să-l atace pe Thomas și pe ceilalți agenți de pază. Datorită trecutului său de fost luptător MMA, Thomas se poate descurca cu ușurință cu bodyguardul mult mai înalt al lui Stepi. Thomas și ceilalți paznici reușesc să restabilească ordinea, escortându-i pe Stepi D și pe bodyguardul său afară, unde așteaptă o mulțime de oameni dornici să-l fotografieze pe faimosul rapper. A doua zi, Victor îl vizitează pe Thomas le la casă și îl încurajează să se întoarcă la luptele de MMA. Thomas însă refuză. Victor dezvolte apoi că actualul antrenor al lui Thomas a devenit alcoolic și că a faliment după ce Thomas a retras din sport. Înainte de a pleca, Victor îi dă mânușile de box lui Thomas, sperând că fratele său își va reconsidera decizia. După o îmbrățișare, Victor pleacă. Câteva ore mai târziu, mama lui Thomas îl anunță pe acesta că Victor a fost implicat într-un accident mortal. El se duce la locul accidentului și găsește mașina lui Victor distrusă. După moartea lui Victor, Thomas o caută pe fosta sa iubită, Dominica, pentru a afla unde se află tatăl ei. Tatălui Dominica, Pavel Sozoniuc, este fostul antrenor al lui Thomas, care a căzut în alcoolism după ce s-a ruinat financiară. Thomas îl găsește pe Pavel într-un bar și îl informează despre moartea lui Victor. Îl invită pe Pavel să participe la înmormântarea lui Victor, cerându-i să rămână treaz din respect pentru fratele său mort. Când sosește ziua înmormântării lui Victor, Thomas se adresează familiei și rudelor adunate pentru această ocazie. El vorbește despre virtuțile fratelui său de-a lungul vieții, exprimându-și dragostea profundă pentru Victor și sentimentul profund de pierdere pe care îl simte în urma morții sale subite. Atât Dominica că și Pavel sunt prezeți la înmormântare, dar nu interacționează, deoarece Dominica este extrem de dezamăgită de tatăl din cauza deciziei acestuia de a deveni alcoolic și de a-și neglija familia. Câteva zile mai târziu, Thomas îl vizitează pe Pavel la centrul de antrenament de box, acum abandonat. Pavel își exprimă dezamăgirea față de Thomas, numindu-l un laș pentru că s-a retras din lumea luptelor, după înfrângerea în fața lui Conrad, care l-a costat pe Pavel toți banii pe care pariase pe victoria lui Thomas. Thomas a încercat să-și ceară scuze, dar l-a și pe Pavel pentru că și-a jucat tot norocul pe rezultatul imprevizibil al unei lupte. Enervat, Pavel a provocat pe Thomas la o luptă, pe care Thomas a câștigat-o cu șurință, având în vedere starea de brietate a lui Pavel. Scena trece apoi la Thomas cu mama sa, în timp ce examinează registrele financiarele barului familiei, mama lui Tomaz îl îndeamnă pe acesta să continue afacerea familiei, conducând barul în locul fratelui său decedat. Cu toate acestea, Tomasa refuză cererea, declarându-și intenția de a vinde barulă. Deși oarecum dezamăgită, mama lui Tomas a respectat decizia fiului ei mai mic și a acceptat dorința acestea de a vinde barulă în loc să continue afacerea familiei. În același timp, Dominica a participat la o întâlnire cu șeful ei și cu clienții, în timpul care șeful ei a încercat să convingă investitorii să financeze construcția unui complex luxos și modern, fără precedent în oraș. Cu toate acestea, Dominica și-a exprimat îndoielile cu privire la fezabilitatea proiectului, având în vedere reticența locuitorilor din zonă de a-și vinde terenurile. Fără ca ea să știe, compania apela la un grup de huligan condus de Conrad, un fost adversar al lui Thomas, pentru a intimida pe locuitori să le vândă proprietățile. Conrad și oamenii se recur la violență pentru a-și atinge scopurile, determinându-i pe mulți locuitori speriați să-și vândă terenurile la prețuri mici. Scena se mută la Thomas, care se antrena acasă când primește un telefon de la un potențial cumpărător, care oferă 2 milioane de dolari pentru barul său. Intrigat de oferta tentantă, Thomas se grăbește să se întâlnească cu partea interesată. Pe drum a ajutat un bărbat în vârstă să-și încarce lucrurile într-o mașină și s-a interesat politicos de destinația lor și de rănile bărbatului. Cu toate acestea, soția bărbatului a cerului Thomas să plece imediat și să se abțină de la se amesteca în treburile lor. În cele din urmă, el s-a întâlnit cu potențialul cumpărător și a procedat la semnarea diferitelor documente legate de contractul de vânzare-cumpărare. Cu toate acestea, în momentul în care era pe punctul de a semna ultimul document, Thomas a observat la companiei Santal, care a că vehiculul care intrase în coliziune cu mașina fratelui său era deținut de compania Santală. Când și-a dat seama că era ceva ciudat în legătură cu moartea lui Victor, Thomas a decis să anuleze tranzacția, rupând documentul. Într-o altă parte a orașului, un bărbat pe nume Rafal, un politician foarte respectat și unchiul lui Conrad, află că Thomas nu a vândut barul familiei și că intenționează să-l păstreze. Rafal îi ordonă lui Conrad să negocieze cu Thomas, deoarece barul său este singura proprietate, care nu este încă controlată de companie, în timp ce locuitorii și-au vândut terenurile și s-au mutat. Thomas redeschide barul și se asociază cu Dominica pentru a-l administra. Barul familiei devine și mai popular, atrăgând multe persoane. Afacerile merg bine timp de câteva zile, până când Thomas îl vede pe Conrad la bar și îl confruntă. Conrad întreabă de ce Thomas a decis să nu vândă barul și apoi pleacă, ordonându-le oamenilor să-i se să facă scandal. Din fericire, ofițerii de securitate reușesc să restabilească ordinea și să-i îndepărteze. Pavel, care este și el prezent, îl provoacă pe unul dintre oamenii lui Conrad, dar acesta din urmă alege să plece, deoarece cunoaște abilitățile de lupta lui Pavel. Între timp, Rafal se întâlnește cu președintele Sanstal, șeful lui Dominica, și cere să o concedeze pe Dominica din cauza relației acestea cu Thomas. Cu toate acestea, șeful lui Dominica îl asigură pe Rafal că aceasta nu se va amesteca în planurile lor, chiar dacă are o relație cu proprietarul unui bar care refuză să-l vândă lui Rafal. Într-o seară, în timp ce se afla la bar cu Dominica și alți clienți, Thomas este alarmat de o explozie în apropiere. La scurt timp după aceea, Conrad îl sună pe Thomas, amenințându-l că următoarea ținta bombei va fi barul familiei. Thomas întreabă dacă Conrad a fost implicat în moartea lui Victor, iar Conrad îi răspunde că incidentul ar trebui să servească lui Thomas, drept lecție, pentru a nu împiedica afacerea lui Rafal. A Zi Dominica, recunoscând problemele lor recente, îi sugerează lui Thomas să vândă barul. Cu toate acestea, el rămâne hotărât să păstreze barul, mai ales după ce descoperă implicarea lui Conrad și Rafală în moartea fratelui său. Dominica respectă decizia lui Thomas și îi promite că va sta lângă el. În acea seară, Conrad îi răpește pe paznicii barului, îi ucide și trimite fotografiile lui Thomas. De asemenea, el ordona ordonă să săi să facă ravagi în bar cât timp Thomas este absent. Pavel, care se întâmplă să fie acolo, îi înfruntă singur pe oligani, ca a fost boxer învinge. La scurt timp după aceea, Thomas și Dominica ajung la bar și îl găsesc în dezordine, iar Pavel zace rănii pe jos. Ei descoperă că a fost înjunghiat și îl duc rapid de la spitală. Poliția, care investigează incidentul, dă vina pe Thomas și decide să închide barul din cauza tulburărilor frecvente. Thomas bănuiește că poliția a fost mituită de rafală. A doua zi, Rafael îi ordonă nepotului său să o răpească pe Dominica pentru a-l amenința pe Thomas să vândă barul. Ca răspuns la acest incident, Thomas este nevoit să închidă barul și devine din ce în ce mai frustrat când descoperă că agenții de pază au fost uciși de Conrad. Îngrijorată pentru prietenul ei, Dominica îi sugerează lui Thomas să meargă acasă să se odihnească în timp ce a curăță barul. Cu toate acestea, în timp ce Dominica făcea singură curățenie în bar, Conrad apare și o răpește. Din fericire, Thomas s-a întors la bar, a aflat ce s-a întâmplat și s-a angajat într-o luptă cu Conrad în a arenei de luptă. Conrad a reușit să-l încolțească pe Thomas, l-a amețit și l-a strangulat, ironizându pentru că nu era ca fratele său, care a țipat de frică înainte de a muri. Acest lucru l-a înfuriat pe Thomas, care a inversat situația și l-a copleșit pe Conrad. La scurt timp după aceea, Rafal sună pe telefonul mobil al lui Conrad pentru a întreba despre răpirea lui Dominica. Thomas răspunde la telefon și îl informează pe Rafal că l-a ucis pe Conrad. Thomas și Dominica se duc apoi la casa șefului pentru a-l ademeni pe Rafal, dar descoperă că șeful plănuia să fugă cu toți banii. Înainte ca acesta să poată scăpa. Rafal și a acoliții se-au înconjurat casa, l-au imobilizat pe Thomas, au luat o statică pe Dominica și l-au ucis pe șef când a aflat de planul său de evadare. În timp ce Dominica a fost luată, Tomaz a fost lăsat în urmă pentru a îndura chinuri. Un bărbat pe nume Blazei l-a abordat pe Tomas și a dezvăluit că a falsificat băuturile lui în timpul luptei MMA cu Conrad, făcându-l pe Tomas să piardă. În timp ce îl tortura pe Tomas, Pavel a apărut brusc și l-a bătut. Pavel a salvat pe Tomas și l-a dus la el acasă. El și-a exprimat dorința de vinde barul pentru a o salva pe Dominica, dar Pavel l-a încurajat să nu renunțe, asigurându-l că o pot salva pe Dominica fără să piardă barul familiei. Le-a dezvăluit că vor fi ajutați de un luptător formidabil, gardă de corp în alta lui stepi, pe care Thomas îl învinsese înainte. În aceeași noapte, Triol s-a infiltrat în reședința lui Rafal pentru a salva pe Dominica. Au reușit să neutralizeze gărzile una câte una. Rafal, când își dă seama ce se întâmplă, și-a luat arma și l-a înfruntat pe Thomas cei doi s-au angajat într-o bătălie crâncenă, Rafal câștigând inițial avantajul datorită faptului că deține arme cu toate acestea, Thomas a refuzat să se predea și a continuat să se lupte cu Rafal până când în cele din urmă a reușit să-l ucidă. Thomas și ceilalți au salvat-o pe Dominica și au părăsit locul faptei. La câteva zile după incident, Thomas a fost văzut vizitând tabăra de antrenament a lui Pavel, care fusese restaurată și nu mai era abandonată. Numeroase persoane, inclusiv copii și adolescenți, se întrenau acolo. Thomas a decis să jurea cariera de luptător MMA, onorând ultima dorință a fratelui său decedat. Pavel a provocat pe Thomas la o luptă, dar cei doi au sfârșit prin a se îmbrățișa, deoarece Thomas o ceruse oficial în căsătorie pe Dominica. Pavel a aprobat din toată inima uniunea fiicei sale cu Thomas. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!